Ai făcut deja primul 1.000.000 de euro sau te apropii? Aproape. Aproape. Puțin. Mai are... Puțin. Serios, acum fără Catrin? Puțin, da. Mai un pic, bun. Da. Deci la vârsta de? 23. Doamne, 23 de ani și ai făcut aproape 1.000.000 de euro. Ce visai tu să devii când erai mică? Actriță, dansatoare, cam astea erau. Și actriță cumva ai reușit? Da, să știi, da. Deci, uite, și acum o lună, sau nu mai știu exact, mi-a scris cineva să apară într-un film. Care o să fie în cinema. Aia voia să te întreb, că trebuia să-mi precizez faptul că o să fie în cinema, că după aia mă speriam, zic, mă, ce film? Mai vedem până la vară, mai este. În principiu, cam așa ar trebui, da. Ok, și la genul celălalt de film te-ai gândit vreodată? Nu. Da, pentru o sumă exorbitant de mare, n-ai acceptat o propunere din partea unor studiouri mari să apari într-un film? Păi am primit oferte, dar nu mă interesează. Ce sume se vehiculează? Nu știu acum, dar oricum îți dai seama că actorii de acolo nu câștigă la fel de bine. Okay. Din ce am citit eu pe net. Deci ai primit oferta și era așa, bun, acum să vedem dacă merită și dacă rentează. Pentru că ar trebui să spunem că tu în principiu mi-ai zis off the record că faci undeva în jur de 1000 de dolari pe zi. Da. Zine și nouă cum funcționează toată treaba asta. Tu te trezești dimineața și faci ce? Și caut inspirația. Trebuie să te promovezi foarte mult. Eu cred că îmi petrec undeva la 5-6 ore făcând chestia asta. Inclusiv live-urile de pe TikTok sunt tot o promovare și stau acolo câte 2-3 ore poate. Ok. Tu, de fapt, îmi spui că faci foarte mult cross-platform, că îți trimiți follower și urmăritori de pe o platformă pe cealaltă. Care a fost secretul pentru tine să reușești să atragi atât de mulți oameni care să plătească suma respectivă lunar? Nu știu, dar probabil fiindcă eram cumva prima persoană care a ieșit și a vorbit cu voce tare treaba asta și a spus că m-am apucat pe o platformă ca TikTok-ul, care avea mulți urmăritori și pe atunci, urmăritori. Și îmi păream și așa o copilă la față, cumva era un interes pentru ei. Ok, îmi povesteai despre primul TikTok pe care l-ai făcut, care a avut 1.000.000 de vizualizări. Uh-huh. Și în ziua respectivă a reușit să-ți redirecționeze niște abonați. Da, 200 și ceva, nu știu exact. Dar medie câți faci pe zi, câți abonați faci pe zi? Nu știu, 100, poate mai bine, că sunt care se și reabonează și nu stau să număr exact. Uh-huh. Dar boom-ul tău când a început? După ce am apărut prima dată în presă, am făcut în ziua aia 4.000 de dolari, cam așa. Deci cumva pentru tine expunerea asta publică e și un fel de... îi îndemn pe oameni să vină să te cunoască, că poate unii nu știu cu ce te ocupi. Uite, acum nu mai are același impact. Adică am fost pe la emisiune, n-a avut același impact. A fost atunci, dar nici nu am știut cum să... M-am trezit dimineața cu articole, nu știam ce se întâmplă, nu știam că o să apar sau ceva și n-am știut cum să gestionez totul. M-a luat așa, prin surprindere. Ok. Plus că odată cu asta vine și hate-ul. Mult mai mult. Și tu cum reacționezi la hate? Cum să reacționez? Pe mine m-a ajutat, a fost o scurtătură așa, spre 1.000.000 ăsta de urmăritori. Ok. Vreau să-mi spui, tu în momentul în care, să zicem că uite, te-ai trezit de dimineață și te-ai uitat în oglindă și ai zis, băi, eu sunt Maria, astăzi eu să merg la un interviu, da? Și eu sunt Maria și reprezint ce? Ce ești tu pentru tine? Ce reprezinți tu pentru tine? Ce reprezint eu pentru mine? Da. La ce vârstă ai trimis primul nud? Primul nud, dar nu trimiteam nuduri. Nu? Nu. Deci erai o fată... Nici acum nu cred că am trimis la vreun fost iubit de-al meu sau nuduri. Nu-mi plăcea, nu știu. Acum îmi place, dar nu-mi place. Și aveam frica asta, că dacă trimite mai departe, dacă nu... Și uite unde... Asta da. S-a întâmplat de ce vrei. Bun. Ok. Bărbații sunt bolnavi, între ghilimele bolnavi, mai mult sau mai puțin între ghilimele, dar primești mesaje ciudate de la bărbați?
Da, cred că toate fetele primesc mesaje ciudate de la bărbați, fie că fac OnlyFans sau nu, mesaje ciudate, poze ciudate. Ți se întâmplă eu cred random, că nu, nu există fată de pe Instagram care să nu fi trecut prin asta. Deci cumva primești poze nesolicitate. Da. Și cum reacționezi la așa ceva? Mai deschid din greșeală și mă sperii și închid repede. Te sperii pentru că... Câteodată sunt în mall, câteodată, înțelegi, deschid poza că nu știu ce-mi trimite. Acum, sincer, ce-ar putea să fie o cafea? Nu știu, dar poate e o conversație cu cineva, că mai primesc. Acum nu știu la ce să mă aștept, pe Instagram mai ales. Că acolo primesc cele mai multe poze. Și deschid poza și mă sperii și închid repede. Ok, și dai sin, adică lași pe omul ăla acolo dezamăgit? Da, nu răspund. Nu răspunzi? Nu. Dar pe OnlyFans răspunzi dacă îți trimite? Răspund. Pe OnlyFans răspunzi. Mai ales dacă a trimis și un tips? Păi doar cu tips răspunzi. Doar cu tips răspunzi. Ok, deci ca să știe oamenii că așa se funcționează. Da. Dacă... Face parte dintr-un meniu. Ok, am înțeles. Și atunci reacționezi și trebuie să zici și tu ceva. Că trebuie nu poți... să scrii ceva, da. Nice. Nice. Nu? Nota 5. Aoleu, și crezi că dacă băiatul ăla primește nota 5 pentru ce te-a trimis acolo, crezi că luna următoare mai... Da, am dat nota 5, s-au reabonat. Am fost sinceră. Cred că e important să fii sincer. Ai primit de la bărbați oferte de one night stand-uri? Da. Ok. Care a fost cea mai mare sumă pe care cineva ți-a oferit? Și vreau să fii sinceră. Acum tu poți să-mi scrii mie și să-mi spui îți dau 50.000. Dar poate tu nu vrei să dai 50.000. Adică fiecare... Am avut 10.000, 20.000, nu știu, foarte multe. Îți dai seama că primesc în fiecare zi oferte. Am avut chiar și la milionari de prin București cunoscuți oferte de genul. Au venit în Iași și mă sunau pe Instagram. Dar nu... Eu dacă nu am o conexiune cu cineva, o chimie acolo să ne știm, nici măcar nu ies la cafea, nu știu. Deci bărbații cumva din... Deci știam asta din antichitate, practic, că funcționează după instinctul... După instinct. Mm-hmm. Dar tu te folosești de treaba asta, adică pe tine te ajută treaba asta. Mă ajută, da, dar mie nu-mi place să vând fantezii. Nu știu, eu nu am oferit niciodată... N-am vorbit niciodată cu un abonat și să-i las de înțeles că o să fie ceva acolo, pentru că majoritatea fetelor asta fac, ca să-i ții acolo probabil. Eu am fost mereu sincer, uite, nu o să se întâmple nimic, vorbim aici, nu mă văd cu tine. Am avut un doctor care mi-a dat timp de 2 luni, el era plecat în Franța, cred, uh-huh. Avea un cabinet acolo. Uh-huh. Timp de 2 luni îmi dădea tipsuri în fiecare zi, $50, $100, $200. Când a venit în țară, mi-a dat mesaj că era și el din Iași, uh-huh. Mi-a dat mesaj că vrea să mă duc la nu știu ce hotel. Din ziua aia l-am blocat pe Instagram, pentru că vorbeam pe Instagram cu el. L-am blocat și am zis că nu, eu nu ți-am zis niciodată că tu dacă îmi dai mie tips mă văd cu tine. Și sunt foarte mulți.